Cine te-a îndemnat să faci muzică? Știu că tu ai debutat de la o vârstă fragedă, aveai 5 ani. Cine ți-a descoperit talentul, afinitatea asta pentru muzică? Bunica. Bunica din partea tatălui, Bica, Tanța. Ea cânta cu mine în casă, Iarba Verde de acasă cântam în continuu. De 50 de ori pe zi, doar asta cântam. După care au venit părinții mei să mă ia într-o zi de la bunici și Bica le-a spus părinților: vedeți că eu cred că are talent la muzică, că-l văd că simte ritmul, conduce notele destul de frumos la 5 ani, deci aveți grijă de el. După care ei mei m-au dus mai departe la ore de canto și tot așa, de la 5 ani cânt. Când ai devenit tu cunoscut și ai început să câștigi din muzică, ce ai cumpărat bunicii așa ca drept mulțumire, că ți-a schimbat cumva viața? Bunica nu așteaptă de la mine niciodată nimic. Bunica nu așteaptă niciodată de la mine nimic. Nu pot să spun că i-am cumpărat vreodată vreun lucru scump sau am venit cu nu știu ce cadouri foarte extraordinare, dar am grijă mereu să fac gesturi foarte frumoase, mai ales pentru că sunt femeile vieții mele, mama cu bunicile mele, cu sora mea, cu iubita mea, și încerc să am grijă de ele cât de mult pot, cu gesturi mici și frumoase. Tu și Alexia sunteți împreună de 6 ani. Care a fost cel mai greu moment în relația voastră? N-am avut momente grele. Suntem doi puști cu capul pe umeri, care discută super deschis, se iubesc pentru că există iubire și merg înainte cu ceea ce au, încercând să fac o viață frumoasă. Dacă cumva se întâmplă să nu mai existe, batem palma și rămânem prieteni. Dar sper să nu se întâmple asta, pentru că mi se pare că suntem făcuți unul pentru celălalt de multe ori, aproape mereu. Ia spunem, când aveți așa discuții în contradictoriu, cine cedează, cine e cel mai înțelept? Ea nu prea ține supărare, eu țin mai mult supărare. Da, cam așa este. Care a fost cea mai mare perioadă de timp în care, nu știu, după o ciondăneală din asta, nu v-ați vorbit, nu știu, o zi, două, o săptămână? Nu, cât ne-am certat, nu există să nu vorbim. Nu există. Mă, ne scriem. Ne-am certat, aveam o discuție în contradictoriu și nu ne-a convenit ce am vorbit acolo. Ok, dar o lăsăm la o parte. Dacă avem ceva de vorbit, ceva de discutat, discutăm. Suntem oameni mari, gata, nu mai suntem copii.